Un tir încărcat cu 170 de porci s-a răsturnat pe autostrada București-Pitești. Polițiștii au blocat circulația după ce mai multe animale au ajuns pe carosabil. Șoferul a fost rănit, iar multe dintre animale au murit pe loc. Porcii am încercat, am scos ce am putut, am scos de acolo, din care erau strânși de balustradă. Am scos și le-am dat drumul, ce să facem? 170 de porci erau un tir în momentul în care mastodontul s-a răsturnat. La un moment dat am văzut camionul ducându-se pe dungă și ieșind fum. Am tăiat conductele de combustibil. Nu a adaptat viteza într-o curbă deosebit de periculoasă, a pierdut controlul volanului. Șoferul a ieșit singur din cabina tirului. Omul a fost rănit ușor. Parte dintre animale au murit, altele au fugit. Am găsit 15 porci care erau evacuați din tir. Ieșiseră singur pe autostradă. Da. S-am luat măsuri, am evacuat încă 12 noi. Ce ați zis când ați văzut tirul cu porci pe autostradă? Ne-am mirat și noi că n-am văzut așa ceva. Șoferi și trecători deopotrivă s-au oprit înmărmuriți. N-au mai văzut așa ceva vreodată. Porcii s-au răspândit în toate direcțiile. Câțiva au ajuns în șanțurile de la marginea autostrăzii. I-au scos pompierii de acolo. Dar și șoferii blocați oricum pe autostradă au trecut la treabă. Au avut și motiv. Camionul se afla într-o baltă de benzină și, în orice moment, putea exploda. Din fericire, totul s-a terminat cu bine. Circulația însă este blocată și la această oră.